Vă salut, dragi colegi, cu voi este canalul Edipigeon și bine ați revenit pe acest canal. Tocmai ce am venit și eu de la școală, le-am dat mâncare porumbeilor. Va trebui să golesc apa din lighean pentru că este înghețată. S-a mai dezghețat puțin pe deasupra, deoarece timpul este destul de cald. Le-am pus mâncare și afară și înăuntru. Noutăți pe la ei. Au luat ambele ouă, grățeanul roșu cu alba mățată, dar desigur le-am aruncat ouăle pentru că nu îi voi lăsa să scoată. Masculul de capucin a început să cânte și el după femele, dar deocamdată femela lui nu vrea să se împerecheze, așa că până la primăvară nu o să mai umblu la perechi. O să le schimb și lor apa pentru că profit de acest timp frumos să le pun apă porumbilor să facă baie. În foiatul bătrân, observați că este pe acolo, se ține după femelă, o bate la cuib. Roșu de București dorește să facă baie. Le-am schimbat apa. Unii, desigur, mai bea apă și de aici pentru că adăpătoarea a fost înghețată. Am dezghețat-o după ce am venit de la școală. Am uitat să o iau aseară, așa că a înghețat. A ieșit și lista, care are aripa tăiată. Ea are decât un ou. Celălalt ou, din păcate, l-a spart. În rest, alte noutăți nu am ce să vă spun. Masculul de capucin și cu jucător bimoțat vor să intre în voliera veche. Jucătorul bimoțat trage mai mult acolo, deoarece acolo a văzut-o ultima dată pe jucătoarea de Timișoara, fosta lui pereche. Dar în rest, dacă nu o vedea acolo, n-ar fi tras în voliera aia. O să îl împerechez până la urmă preventiv cu Vioria, cu această bălțată pe albastru. La noi în zonă se numește Viorie. La unii am văzut că mi-a spun și jucătorii bălțați pe albastru. Acum, da, depinde și de zone. Coborât și lista. O porumbiță foarte frumoasă. Prima mea femelă voiajoară în crescătorie, când m-am apucat de porumbei. V-am mai spus povestea. Trebuia să o am decât pe ea, nu și pe cealaltă vânătălistă. Când am fost să o iau, am avut în plan să o iau doar pe ea, dar respectivul crescător mi-a spus că, bă, fiind începător, hai că îți mai dau o pereche. Și mi-a dat un mascul vânăt și pe vânăta cealaltă vânătă listă. Oricum, după părerea mea, am primit niște porumbei foarte frumoși, niște voiajori superbi, după părerea mea. În rest, ce pot să zic? Chiar nu am ce să vă mai zic. Cam atât și cu acest videoclip. Vă, dacă v-a plăcut, uitați să apăsați acel butonaj de like și, desigur, ca la fiecare final de clip, dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să apăsați butonul de subscribe. Și până într-un video, cu a fost Eddie, eu m-am dus. Ceau! Hai, Raul, cu spamul dacă vezi video-ul ăsta.